Neata! Astăzi stăm un pic la discuții, aici, online, unde ne petrecem atât de mult timp în, ultima, în ultimii câțiva ani, aș putea spune. Din ce în ce mai mult, odată cu evoluția tehnologiei, odată cu automatizarea veșnic în creștere a întregii infrastructuri globale, trebuie și noi să ne dezvoltăm ca indivizi să evoluăm, să vedem cum funcționează, să învățăm cum funcționează toată această infrastructură. Pentru că odată cu ea crește și numărul atacurilor cibernetice. Mai ales acum, în momentul în care atât de multă lume lucrează exclusiv în medii online. Fie că de acasă, fie că de la servicii nu contează, dar în mediul online. Cei care mă urmăresc de mai mult timp știu de pasiunea mea mai recentă, un pic aș putea spune, legată de rețelistică. Hashtag I love servers. Vă dați seama cât de fericit am fost când una dintre cele mai mari companii din acest domeniu mi-a propus un topic de discuție pe care o să îl elaborăm astăzi. Acea companie se numește Cisco. Este liderul mondial în tehnologie care face ca internetul să funcționeze încă din 1984, companie ce a contribuit decisiv la dezvoltarea internetului pe care îl știm noi astăzi. Pe lângă echipamente hardware și soluții de rețelistică, Cisco oferă și soluții de colaborare, cum ar fi platforma Webex pe care sunt sigur că ați folosit-o pentru cursurile online acum cu na, situația în care suntem, sau soluții pentru centrele de date. În plus, acum 23 de ani, Cisco a lansat un program educațional pe nume Cisco Networking Academy, prescurtat NetAcad, program pe care compania îl rulează și în România cu succes de peste 20 de ani, având peste 125.000 de studenți până în prezent și fiind subiectul principal al videoclipului de astăzi. Evoluția tehnologiei în ultima vreme a luat o amploare colosală, cosmică aș putea spune, odată cu boomul ăsta masiv în automatizare, odată cu evoluția tehnologiei atât de masiv, vă dați seama că odată cu toate chestiile astea vin și riscurile strâns legate de mână cu evoluția, e evident. Așa că trebuie să știm cum să ne apărăm, trebuie să știm cum să ne securizăm, cum să ne protejăm, să spun așa, împotriva a tot felul de atacuri cibernetice, așa că pe asta ne concentrăm astăzi. Cisco Networking Academy este o platformă ce permite oamenilor să învețe de oriunde. Cursurile se desfășoară online, fără profesor și cel mai important lucru, sunt oferite gratuit pe netacad.com, le poți parcurge în propriul tău ritm, o să discutăm imediat despre ele pe rând. Programul NetAcad oferă elevilor studenților bazele pentru o carieră digitală în IT, într-un domeniu în care cererea de oameni este într-o continuă creștere. Eu am văzut pe la mine prin comentarii, postări, mesaje private, mesaje pe rețele de socializare. Am văzut atât de multe întrebări de tipul, Dani, vreau o carieră în IT, cum să fac? Dani, vreau să învăț despre tehnologie, Dani, vreau să învăț despre IT, vreau să merg la liceu de IT, vreau să fac o facultate legată de IT. Deci întrebările astea sunt cu miile, cu miile. Vreau să urmez o carieră în IT, ce să fac? Asta este cea mai frecventă ce școală am făcut eu, etc, etc. Așa că aceste cursuri de la Cisco sunt răspunsul meu pentru voi, pentru toate acele întrebări. Eu o văd și vreau să vă transmit vouă ca o oportunitate mega avantajoasă în 2020 să poți obține, să poți să urmezi un curs în IT gratis de acasă în modul tău de lucru, cum îl preferi tu să fie, cred că o veste mai bună decât asta pentru cei interesați nu aș putea să dau. Sunt peste 20 de cursuri disponibile în prezent, o să discutăm despre câteva dintre ele, primul fiind cursul Introducerea în Securitatea Cibernetică. Este un curs de bază care oferă informații despre securitatea online, diferite tipuri de malware și atacuri cibernetice. Ce măsuri sunt luate de companii pentru a le elimina și nu în ultimul rând oportunitatea de a-ți începe o carieră în acest în această nișă, să spun așa, în acest domeniu. Un foarte, foarte mare avantaj la acest curs este disponibil și în limba română. Cursul se adresează persoanelor peste 13 ani, se fac înscrierile online, bineînțeles, și este gratuit. Durata cursului este de aproximativ 15 ore și conține 5 capitole: noțiunea de securitate cibernetică, atacuri cibernetice și tehnici, protejarea datelor și a confidențialității, protejarea organizației și numărul 5. Viitorul dumneavoastră este în securitate cibernetică. La susținerea examenului final veți obține certificatul de finalizare a cursului și insigna digitală Cisco Networking Academy. Pentru fiecare dintre aceste cursuri aveți linkul în descriere, bineînțeles, dar discutăm despre asta la sfârșitul clipului. Un alt curs gratuit este Cyber Security Essentials, un curs în limba engleză. Cursul ăsta te va ajuta să înțelegi ce este criminalitatea informatică, ce tehnologii și proceduri sunt utilizate pentru apărarea rețelelor și, de asemenea, te va ajuta să decizi dacă vrei să urmezi o carieră în securitate prioritatea cibernetică. Iar dacă ești pasionat de rețelistică, cine știe, vrei să-ți faci firma ta în viitor, nu știi de unde să începi sau ești doar interesat și vrei să afli mai multe despre tehnologiile viitorului, îți propun trei cursuri care sunt disponibile doar în limba engleză. Primul, Get Connected cu toții știm lumea digitalizată din jurul nostru, știm cum funcționează într-o anumită măsură, așa că mi se pare logic, doar logic să fim cât de cât competenți în a înțelege cum funcționează internetul. Este un curs foarte interactiv, foarte prietenos cu multe ilustrații și cel mai important, nu necesită niciun, niciun fel de bază de cunoștințe în IT înainte, în avans. Al doilea curs este introducerea în IoT, adică Internet of Things. Până la finalul acestui an vor exista 50 de miliarde de lucruri conectate la internet. PC-uri, laptopuri, mac -uri, smart devices, esonofuri, telefoane, cred creând 1,5 milioane de locuri de muncă în IoT, Internet of Things. În acest curs se învață cum să te conectezi la internet și cum să securizezi zeci de miliarde de dispozitive care fac schimb de date. Multe dintre aceste dispozitive au ca scop îmbunătățirea calității vieții. De la frigiderul care îți spune când îți expiră laptele, până la becul smart care se aprinde când ajungi acasă. Na, cei care mă urmăresc știu că na, eu tot din cameră am smart și controlat pe voce pentru că sunt un adept al acestor chestii. Iar în acest curs vei învăța cum funcționează și cum să le securizezi. Pentru că cu cât ai mai multe, cu atât mai multe riscuri pentru un atac cibernetic. Iar al treilea curs se numește Antreprenoriat și te poate ajuta să dobândești abilitățile necesare pentru o carieră concentrată pe business. Și cam astea sunt informațiile pe care am vrut să vi le ofer sub forma acestei discuții. Evident, după cum am spus în descriere, veți găsi link pentru fiecare curs în, în parte și părerea mea este că în momentul în care ești interesat de IT, în momentul în care ești conștient de beneficiile pe care o viață în IT ți le poate aduce, este păcat să nu faci aceste cursuri având în vedere faptul că sunt gratuit. În România avem nevoie de oameni deștepți. Gândește-te că este o oportunitate ce îți poate pune bazele unui job ce ți va oferi mai târziu o viață mai ușoară, un venit mult mai bun, un job plăcut, dar este evident în momentul în care ești pasionat de IT. După cum am spus, este foarte mare nevoie de oameni în IT în România, așa că haideți să facem ceva în legătură cu asta faceți cursurile. Ăsta a fost videoul. Vă doresc o zi bună și ne vedem în comentarii.